Hei, gogoșici! Am revenit cu un nou episod de... Sims! Nu mai urlu pentru că după aia ne bat vecinii în perete și de asta. Așa că... Așa că azi nu știm încă ce vom face. Eu sunt aici cu prietena mea super tensionată, după cum o vedeți, adică... Băi, simt... supărată asta, rău, dar... Uite ce câine frumos, era bulldog ăsta. Da, dar vezi, e bolnavior. Oh. Dar măi, simt că o să mă bat în orice secundă, serios. Adică cu mine se poartă frumos, dar parcă e așa super nervoasă. Botoasă. Așa că dacă vreți să continuăm seria noastră de Sims 4, apăsați butonul de like, butonul de gogoșică, abonați-vă și activați neapărat clopoțelul ca să fiți printre primii de fiecare dată când primiți notificare. Așa că abonați-vă și lăsați în comentarii, bineînțeles. Da, știi ce? Sunt curioasă. Cum vă petreceți voi weekendurile? Da. Chiar scrieți în comentarii, pentru că noi azi ne-am petrecut un weekend tare drăguț. Adică azi, weekendul ăsta, ne-am petrecut drăguț, nu? Da, hai să vedem. Da, eu am deviat de la subiect. Da, lasă, asta nu contează. Da, nu știu, tot încerc să mă împrietenesc cu ea, adică vezi că ne... Oare naște? Spatele, dacă naște asta. Cred că s-ar putea să nască. Păi și naște aici în stradă? Nu știu, văd... Leșină, face? Leșină. Ce pot să-i fac? Prinde-o. Nu pot să prind. Nu știu, fă-i respirații gură la gură. What? Nu. Îmi împinge. Zi să împingă copilul. Nu, măi, cred că doar o durea spatele și puțin amețită. Uite, am întrebat-o când... Uite, se simte foarte inconfortabil. Ok. Dar vezi că te înțelegi bine cu ea, doar că... Nu știu, se simte ea puțin ciudat. Vrei să intrăm pe sim-ul ei și să vedem de ce e așa? Da, merge? Da, putem să mergem la tine acasă și practic o controlăm și pe ea. Da, hai să vedem. Okay, de ce e asta așa supărată tot timpul? Da, să ne dăm seama de ce are, ce se întâmplă. Păi da, că eu mă gândesc, dacă eu eram eram pe cale să nasc, bă, și eu aș fi fost supărat, adică îți dai seama. Da, mă gândesc că poate nu-i treaba asta. Apropo, vrem să vă spunem că am cumpărat pentru voi, cu o mare ocazie, Dia și-a dorit foarte mult... 3 pecuri? Da, practic e o extensie, un game pack și un din ăla de lucruri. Staff, exact. Da. Apropo, dacă vreți și voi să vă luați Sims 4, puteți să vă faceți cum o ofertă, puteți să alegeți 3 chestii și practic vă dă o reducere. Noi de la 64 de euro, nu? Da, de la 64. Da, de la 64 de euro ne-a dat reducere până la 44 de euro, deci aproape 20 de euro reducere, ceea ce e mega ofertă. Da, și nu e reclamă sau ceva, doar vă dăm un sfat dacă vreți să vă luați și voi. Exact. Practic noi am luat un pack gratuit. Exact. Asta ar fi ca un sfat dacă vă gândiți și voi să vă luați. Da, deci nu văd ceva la ea aici. Very uncomfortable. Hai să vedem. Nu, trebuie să nasc în 3 ore. Așa scrie? Da. Unde scrie ora? Aici. Uite, în 2 ore. What? Da, așa văd. Băi, ești nebun? Cât de tare. Nu scrie. Uite, tu vezi că face crnați? A făcut crnați? Da, pe grătar. Și mănâncă-i. Mm-hmm. Dar și eu zice, hai să mergem din nou la mine. Okay, n-am aflat, am aflat doar că naște în... 2 ore, vrei să vii la ea să o feliciți? Da, poate mă duc eu la spital. Mergi să te duci? Nu știu, dar practic eu lucrez la spital. Și tu o să naști, mă rog, tu o să ajungi la naștere. Dacă o să fiu pe tură, Flo. A, da, ai dreptate, practic în 2 ore nu ești pe tură. Eu sunt cu ei în par, parcă eram cu ei în par, nu? Da. Da, e foarte tare pentru că pe costa oferta asta pe care am luat-o la Staff Packs, nu? Parcă așa se chema. Ceva bagă, de piscină, da. Da, îți bagă chestii de curte, diferite obiecte, lucruri. A, dar nu mai sunt în curte cu ei. Oare ei mai sunt acolo? Că aș vrea să mă duc la ea, vreau să vă cunoaște. Caut-o. Nu mai e aici. Da, dacă o chem la tine. Să nasc la mine? Da. Mai bine mă duc eu la ea. Sau du-te tu la ea, na. Ok, îl chem și pe bărbatul. Sau... Te chem și pe tine? Da, păi vreau și eu. Și unde mergem? Ia să vedem. Doar să nu nască deja. Oare că... a născut? Nu știu, hai să alegi de repede ceva. Mă duc la ei acasă, mai bine să văd dacă au născut. Păi dacă era în 2 ore, era 7:28 ceas ultima oară când am văzut. Și acum cât te-ai uitat? Păi nu m-am uitat, acum trebuie să văd. A, scuze.
734, nu, n-a născut. N-a născut. Mai durează, cred, o oră. Cine urlă? A, cred că trebuie să nască. A, uite, naște. Da, că era da. Fericit. Era fericit, am văzut că era speriat. Eu zic că trebuie să nască și eu o țin aici de vorbă. Da, du-o în casă. Hai. Cum o cheamă pe aia? Julie. Julie, du-te în casă, Julie. Și naște-ne. Să ne nască pe noi sau ce? Da. Dar de ce nu merge să nască? Păi eu ții de vorbă. Eu am plecat. Acum tu o ții de vorbă. What? Eu n-am ce să-i fac. Scuze, sunt mai vorbăreț așa. Și eu unde sunt? Aici. Da, deci nu știu, tu o ții de vorbă, văcă. Bă, de ce nu lași să nască, că săraca nu mai poate? Eu nu fac nimica. Tot adică așteptăm eu să nască. Haide. Oh, hai că se duce, uite, se merge la toaletă. A, la baie se duce, că la baie face, trebuie să nască. Nu, trebuia să aibă un pătuț pentru copii. Oare păi dacă poate naște la baie. Ia, hai să vedem. Nu cred că naște. Eu zic că la baie naște. O, ar fi chiar culmea. Nu, face... A, credeam că îl dă treaba aia. Toaletă. Nu, no, nu, no, nici chiar. Da, nu știu, nu are un pătuț. Nu are un pătuț, dacă e, dar nu poți să iei tu un pătuț. Nu, nu poți să construiezi la voi în casă. Da. Hai să mai așteptăm. Adică pot, e un cod, dar na. Nu ne băgăm. Unde se duce la pătuț? Să mănânce, fie nu are. Hai să mă duc și eu să stau de povești până naște. Uite! A, naște. Naște, a născut. Nu născut, doar a stat și își bea cafea. A încercat să nască, dar nu naște fără cafea. Pe bune, frate, îți trebuie cafea ca să naști. Așa se pare. Deci se vezi, a, măi, uite, e fată de casă. Are gemeni? De ce are două pătuțuri? Are două paturi. What? De ce nu face nimeni nimic? Ai pus pauză? Nu am pus pauză, pur și simplu nu face nimic. Uite, trei! Trei? Nu te cred, face tripleți? Dar cum apar astea? Păi aia o da comandă cel mai probabil. Eu mă duc să-mi fac o... Cu patru? Nu te cred că face patru copii. Nu, eu zic că e un bug sau nu ce. Nu, ține-te după aia. Să vezi ce fac. Bă! Deci au apărut la pătuțuri din alea, dar nimeni nu face nimic. Bă, de unde au apărut? Ea se uită la televizor. Da. Du-te mă și naște. Dar trebuia în două ore. Uite încă un pătuț. Nu, eu am impresia că de fiecare dată când o doare burta și face chestiile alea, ai văzut că se ținea de burtă și răsufla, îi apare patul. Dar eu am impresia că nu poate să nască pentru că sunt ceilalți în casă. Nu, n-are treabă, că eu am mai născut și cu ceilalți. A, de fapt, da. Nu, deci am impresia că de fiecare dată când face așa... Îi apare patul ca să nască și în el. Și au să nască. Uite, cred vreodată? Că acum naște. Aici naște. Uite, vezi, iar face așa. Și dacă nu naște acum, înseamnă că îi apare iar un pat. Nu naște. Deci vezi? Uite, încă patru. Vezi? Deci păi nu vrea. Păi și cum o să nască ea? Nu știu cum. Uite, a apărut și scaunel din ăsta. Era scaunelul, că l-am văzut. Da, de când ai venit era. Păi și asta nu se nască, trebuie noi să mergem la ea acasă și să-i punem să nască. Uite, poate. Iarăși. Mamă, eu zic că ăsta e un bug. Se poate totul. Și asta de ce o sperie? Nu știu. Vai de cap meu. Nu stai pot că o iară, eu stai la că iarăși apare. Deci fii atentă că iarăși apare un pat. Două, au apărut trei deodată. S-o grămadă de patru în casă asta. O să aibă 100 de copii. 100 de copii challenge. Mamă. Știi? Da. Dacă naște 100 de copii. Mai știi? Eu zic că poate de asta, nu poate. Cât? Ioi. Eu zic să mergem la ea acasă. Păi adică nu, să fim noi ea, să o ajutăm să nască. Păi pentru că așa eu zic că nu o să nască. Uite, mergem aici. A, și să... O controlez eu, da, ca să nască o dată, pentru că așa face... Stai să mă... Face, păi umple planeta cu cărucioare, ești nebun la cap? Pe asta zic și eu. Vine sfârșitul lumii cu cărucioarele.
Asta zic și eu. Invazia de copii. Uite cum e ea romantic, iubește. Uite, vezi, cred că de asta era mereu tensionată, pentru că ea urăște copii. No. Și cică, a devenit tensionată după ce a încercat să facă un copil. Și poate să... De ce urăște copiii? Și poate de aia nu vrea să facă. Da, știi că o să fie rea cu copilul ei. Vai, cât de nasol. Da, păi de ce mi-a rămas însărcinată? Să-l dea spre adopție. Flo? Păi nu sunt rău acum, dar vorbesc serios. Hai, mă, uite, acum o să nască, vezi? De unde știi? Păi eu am pus o să nasc. Aia. Gata, uite. Uite, ce... Dă-i random, Terry. Terry Casillas, Terry Curan. Curcan, am citit. McNally. Ce bine sună. Ia, aleluia, ho dat do... Nu te crem, încă unul? A, nu, unul doar singur. Doar unul și are 100 de pătuțuri. Da, dar măcar să le scot afară din casă, nu? Doamne, câte sunt! Adică, uite, vin și-ți fac curățenie aici în casă. Dacă eu nu sunt o prietenă bună, cine O să vedem acum cum se comportă copilul, că dacă nu urmă... Da, dar vreau să-l crești puțin, nu? Să-l... Da, crești. Măcar să fie micuț așa. E, practic e un fel de nepoțica mea. Ar trebui să am eu grijă de ea. Da. Că fiind o prietenă bună... Da. Nu? Hai să crească puțin și să o angajeze o bună, ce? Era un bug acolo și avea copilul două capete. Serios? Da! Unde? Nu știu dacă ai văzut. Nu, n-am văzut. Da, dă-i Silly. Ok, hai, iubitor. Uite că o place. Da, că o place, momentan. Momentan, dar hai să angajeze o bună și după aia eu plec. Sau poate îi plac copiii ei, dar nu-i plac alți copii. E posibil și asta. Dar era tensionată că a rămas însărcinată totuși. Da. Uite, angajăm și eu din asta ar trebui să angajăm. Eu te sfătuiesc ceva. Mai bine, ce? Lasă-i copilul să aibă ea grijă de ea și tu vezi de viața ta. Păi îmi văd de viața mea, dar vreau să mă mai și eu de ea. Adică e Nu e copilul tău. Nu e rudă cu tine. Nu e rudă cu mine, dar aș vrea să puțin de copil, ai vreo problemă? Scrieți în comentarii dacă vrei să mă mai uși eu puțin de copil sau nu. Eu te sfătuiesc să-ți faci copilul tău. Vrei să facem copil? De ce ia foc? Uite, ia foc. Iai! Da, iar ia foc. Lasă că a stins-o cu apa. Ok, hai să salvăm. Și să mergem din nou la viața mea personală. Aia zic și eu. Practic am ajutat-o să nască, deci... Bravo, te felicit. Mulțumesc. Ai făcut o faptă bună. Îți dai seama, ai adus o viață pe lume. Exact. Așa. Unde e casa ta? Aici. Aia? Nu, aici. Asta, micuță. Aia? Aia, micuță, n-ai ce să faci. Ok. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Dacă mai reușesc să... Tu ce mi-ai făcut? Nu te-am mai cucerit, nu nimic? Păi da, pentru... Asta cine mai e? Cred că e Bona. Elder. Ai Bona? Da, asta ești. Au venit Bona. Hai să vedem unde e fetița. Uite acolo. Eu am stat la calculator. Hop, nu cădea în cap, nu cădea în cap. Hai să mă prietenesc puțin cu ea. Lăsa mână pe mama ei. De ce stau aici? Bă, du-te mă și ai grijă de copil. Eu? Uite, a venit copilul la tine. Da. Păi am zis să mă împrietenesc puțin. Uite, hai, mă duc neni. Să citesc o poveste. Neni, du-te și ai grijă de copil. Păi pentru ce te-ai dus să mai angajezi Bona dacă tot îi citești povestea? Păi da, uite, nici măcar nu stă cu tasul. Da, mă așteaptă pe mine. Cine, copilul? Da, uite. Wow, avion cu motor. Sunt mătușica ei, mă. Bine, practic nu ești mătușa. Practic e cea mai bună prietena mea aia din tot Simpson, ai văzut? Da, serios? Da, am cea mai chiar. Bună grație, uite. Chiar? Din tot. Dar ai văzut că acum nu mai este tensionat, ai văzut că râdea în continuu și ea. Da, n-am văzut-o. Da, era tot un zâmbet. Păi n-ai văzut că s-a jucat și cu copilul? A, am văzut asta, dar unde sunt? Cine? Ce face acolo?
Asta ești tu. Nu sunt eu ăla. Ba da, tu ești. Păi da, dar... A, păi sunt astea două. Asta cu baie? Păi și astea merg la piscină fără să... Uite, vezi? E fericit acum. Copil? Vezi? Da, văd. Acum mănâncă. Hai să bârfim puțin. Bârfim. Hei, ce faceți? Cum sunteți? Hai la piscină. Hai să te pup în fața lui astea. Oh, a, nu te cred. Dar nu pot. De ce? Nu știu. Romance, embrace, flirt. Probabil. Băi, dar stai, nu ne-a scăzut alea, nu? A, încă avem aia roz. Că noi, practic, acum suntem un cuplu, nu? Nu suntem. Stai, că nu ne-am întrebat. Nu suntem. Chiar? Doar ne-am plăcut. De ce? Mă simt nasol cumva? Da. A, uite, ne-a scăzut. De ce? Nu știu. A, numai că ai flirtat. Sau da, ce? Pentru că probabil sunt toți acolo și... Da. Cred că ne-am fost rușine sau ceva. Mhm, ție ți-a fost rușine de mine, nu vezi? Da, deci a fost o întâlnire puțin nasoală. Uite, asta e obosită. Ok, cam acesta a fost și episodul de astăzi. Ați văzut, am devenit mătușică. Era să fac aproape 100 de copii femeia asta, dacă nu o opream eu ca o asistentă bună ce sunt. Corect. Perfect, și noi ne vedem mai... Nu, mâine cu un nou episod de Sims. Sims 4. Salutare!